Salariul minim va crește la valoarea de 2350 de lei de la 1 ianuarie 2019 doar pentru angajații cu studii superioare, nu și pentru cei cu 15 ani vechime, așa cum a anunțat inițial executivul. Asta scrie în proiectul de hotărâre de guvern, care a fost trimis spre avizare Consiliului Economic și Social. Pentru restul angajaților, salariul minim brut pe țară va crește de la aceeași dată, de la 1900 de lei la 2080 de lei. A fost eliminată astfel prevederea care propunea creșterea salariului minim pe economie la 2350 de lei și pentru angajații care au peste 15 ani vechime. Inițial, propunerea Ministerului Muncii avea în vedere pentru majorarea salariului minim și această categorie de angajați. Consiliul Economic și Social este o instituție publică de interes național tripartită. Consiliul este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de guvern, dar și în cazul propunerilor legislative ale deputaților și senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. Noile valori ale salariului minim ar urma să fie aprobate în ședința de guvern de vineri, 7 decembrie.